Măsuri extraordinare de securitate pentru premierul Emil Boc, aflat în vizită oficială în Israel. Gazdele l-au așteptat pe șeful guvernului de la București cu o mașină blindată și l-au sfătuit să folosească doar acest mijloc de transport. Emil Boc stă 2 zile la Ierusalim pentru ședința interguvernamentală româno-israeliană. Astăzi a fost la zidul plângerii și a lăsat 33 de lumânări la mormântul sfânt. Pe aeroportul din Tel Aviv, măsurile de securitate sunt cât se poate de stricte. Emil Boc a fost întâmpinat într-o zonă de maximă protecție. Aeronava premierului a aterizat într-o zonă specială a aeroportului Ben Gurion, unul dintre cele mai sigure din lume. Avionul este încercuit în acest moment de aceste ziduri din beton foarte înalte, practic impenetrabile, iar forțele speciale de securitate israeliene au insistat ca premierul nostru să folosească pe tot parcursul vizitei o limuzină blindată. La coborârea din aeronavă, șeful guvernului nostru a fost înconjurat de zeci de luptători din trupele speciale care aveau asupra lor muniție de război. Apoi, coloana specială s-a îndreptat către Ierusalim, unde își au sediul toate instituțiile statului. Chit că orașul nu este recunoscut drept capitală de foarte multe țări, inclusiv România. Pe durata vizitei, Emil Boc va sta în hotelul King David, adică Regele David, deasupra căruia a fost și arborat steagul României. Aici stau toți șefii de stat și de guvern când vin în vizită oficială în Israel, iar potrivit unor surse din delegație, Emil Boc este cazat într-un apartament cu geamuri antiglonți și pereți ramforsați. Autoritățile se dau peste cap să asigure securitatea pentru locuitori, dar și pentru turiștii veniți în orașul sfânt. La plecarea de pe Otopeni, ministrul sănătății Ladislau Ritli, care participă la prima vizită oficială în calitate de membru al guvernului, a vrut să imortalizeze momentul și l-a rugat pe colegul său, Daniel Funeriu, să-i facă poze în salonul oficial. Premierul a spus foarte clar că vrea să atragă investiții israeliene înspre sectorul energetic din România. Este vorba de consolidarea pe mai departe a relațiilor bilaterale cu Israelul, cu accent pe investiții, energie, turism, agricultură, cercetare, dezvoltare, IT și comunicații. În ședința comună de guvern stabilită la vizita premierului Netanyahu în luna iulie se va discuta și despre liberalizarea pieței muncii pentru români, în special în construcții.